doamna doctor Lucian, care este medic primar oncolog la noi și care a spus că în momentul de față nu este nicio criză a medicamentelor oncologice la Spitalul Roman. Au fost făcute comenzi pentru luna februarie, o parte din aceste comenzi au fost aduse, o altă parte urmează să fie livrate. Chiar dumnei zilele trecute a făcut și o precomandă pentru luna martie și a fost direcționată către achiziții tocmai pentru a face procedura și să fie aduse aceste medicamente. În momentul de față, cu ce avem pe stoc, dumnei a spus că se descurcă și nu sunt probleme.